Imagini șocante din spitalul TBC Mureș. Deputatul SR Emanuel Ungureanu a surprins mizeria și degradarea care domnește în instituția medicală în care sunt internați 100 de pacienți. Clădirea veche din anul 1904 este complet distrusă, pereții decojiți și plini de igrasie, instalații degradate la toalete, uși cu vopseaua scorojită. O clădire putredă de la subsol și până sus. Să vă arăt cum arată grupul sanitar din această clădire. O să vedeți în ce hal arată pereții. O să vedeți cum arată un spital în secolul 21, în ziua în care s-a inaugurat Catedrala Mântuirii Neamului, care a mâncat până acum câteva zeci de milioane de euro din bani publici. După cum vedeți, se pune termopan la jeg. Deputatul afirmă că în starea în care se află în prezent, acest spital ar fi trebuit demolat de multă vreme, pentru că toată clădirea este un focar de infecție. Cât de scorojiți sunt pereții, sunt 6 bolnave într-un singur salon, geamuri vechi, sus, după cum vedeți, este infiltrație pe lângă neon, o clădire pentru bolnavi cu probleme grave pulmonare. Jos, cred că este cimentul vechi de 100 de ani, nu? Cred că aici s-a mai turnat în 1945, probabil. Ungureanu a precizat că gestul său se dorește a fi un protest la faptul că s-au alocat milioane de euro din banii publici pentru Catedrala Mântuirii Neamului, iar românii din spitale sunt ținuți în condiții inumane. De ce vă vorbesc astăzi dintr-un spital? Pentru că aici sunt 99 de români. Nu mă interesează care este confesiunea lor. Toți se roagă la Dumnezeu pentru vindecare. Avem peste 400 de sate unde nu avem niciun medic de familie. Avem sute de școli care au toaleta în curte. Pur și simplu nu ne permitem să cheltuim bani pe clădiri care nu ne sunt de folos. Vizita deputatului nu a fost însă prea bine primită. Portarii au anunțat conducerea spitalului și în scurt timp în curte a apărut poliția. Nu mai filmați, vă rog frumos. De ce să nu mai filmez? Am voie, fiți fără grijă, am toată voia din lume, bine? Sunt deputat și sunt fac ceea ce trebuie. Bună seara, ați chemat și poliția, ce drăguț de... Bună seara, îl am la mașină. Vă rog să mă aduceți. Bun. Haideți că au chemat poliția acești domni pentru că un deputat a intrat într-o clădire publică, ceea ce e foarte tare. Domnul, noi ne facem treaba, am fost dirijați. Ați fost dirijați, da? Da, și ne facem treaba. Deputatul USR a precizat că a dorit să facă publice aceste imagini șocante din spitalul din Târgu Mureș pentru a trage un semnal de alarmă că România are nevoie de spitale și nu de catedrale.